Noi considerăm că în maxim o lună de zile această lucrare va fi finalizată. De ce o lună de zile? Pentru că, așa cum bine vedeți, pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu am fost obligați să refacem trotuarele și bordurile de la limita acestui bulevard. Am intrat în primă fază, așa spune tehnologia, până la urmă, am intrat în primă fază pe refacerea trotuarelor, urmând ca ulterior să venim cu o frezare de 4-5 cm și o asfaltare la nivelul solului. E o lucrare destul de amplă, ținând cont de faptul că acolo avem și gurile de aerisire de la gaze și gurile de canal, pe care trebuie să le modernizăm odată cu refacerea infrastructurii. Cele de pe Bulevardul Victoriei? Ulterior se ridică Bulevardul Victoriei săptămâna aceasta. Mai urmează ca spre sfârșitul săptămânii să facem și sensul giratoriu de la magazinul Parâng-Romarta, pentru că inclusiv acolo au fost lucrări executate de societățile care au asigurat rețelele de gaze. Și atunci am luat în considerare finalizarea până la nivelul străzii Siretului, iar ulterior vom intra în sensul giratoriu, dar cred că vom face pe sfârșit de săptămână, ținând cont de volumul de trafic din municipiul Târgu Jiu, mai ales în sensurile giratorii. Și cred că frezarea se va face undeva joi sau vineri, seara, iar de vineri încolo luăm în calcul asfaltarea sensului giratoriu din zona Parângu și în felul acesta vom avea o stradă Victoriei reabilitată în totalitate. Se ridică la cotă, dar e o procedură ulterioară. În momentul acesta ne-am asigurat de faptul că nu prezintă niciun fel de pericol, iar ulterior, pe rând, pentru a nu mai bloca traficul pe zona Victoriei, vor fi ridicate la nivelul străzii.